Acest program informativ este destinat inclusiv pentru persoanele cu deficiențe auditive și de vedere. Doamnelor și domnilor, bun găsit! Sunt Eugenia Sârbu și vă prezint știrile. În raionul Nisporeni nu avem niciun caz confirmat de COVID-19. Cel puțin asta ne asigură autoritățile. Însă 620 de persoane care au revenit din străinătate, dintre care 80% s-au întors din Italia, sunt izolate la domiciliu. Medicii de la Centrul de Sănătate Publică Nisporeni susțin că toate aceste persoane care au revenit acasă sunt monitorizate la domiciliu de către medicul de familie. E îmbucurător faptul că până astăzi noi în raion nu avem înregistrate cazuri de această maladie. De aceea atât administrația publică locală, cât și serviciile medicale, totuși întreprind multe măsuri ca această infecție să o stopăm, să nu ajungă la noi în raion. Medicul de familie se duce la persoana dată, deja având fișa epidemiologică, și îl aduce la cunoștință cu cerințele care sunt în vigoare și se duce o observație medicală timp de 14 zile cu măsurarea temperaturii de 3 ori pe zi. Medicii recunosc că unele persoane sunt neglijente și nu respectă regimul de izolare la domiciliu. Între timp, autoritățile din țară își propun să-i responsabilizeze pe cetățeni, astfel cei care nu vor respecta măsurile de prevenire a infecției COVID-19 se vor alege cu amenzi între 25.000 de lei și 75.000 de lei. Din păcate, în majoritatea cazurilor, aceste persoane nu sunt responsabile și nu respectă regimul care trebuie. Totuși, aceste persoane mai continuă să plece în ospiții, să iasă în locuri publice, dar totuși acum recent a ieșit niște modificări la codul contravențional și vreau să anunț că aceste persoane au la intrare în țară și în localitate are deja o responsabilitate care, în caz de nu respectă, o să fie pedepsit. Persoana care vine din străinătate, ea trecând și aflându-se în locuri cu situații alarmante și evident că el, persoana dată, prezintă un risc pentru infectarea altor chiar rudilor, chiar altor locatari din țara noastră. Maladia aceasta are o perioadă de incubare când evident că noi nu știm, că nimeni nu știe că este bolnav sau nu pe perioada aceasta de 14 zile. Potrivit medicilor de la Centrul de Sănătate Publică Nisporeni, zilnic în raion sunt îndeplinite în jur de 80 de fișe epidemiologice. Totuși, se pare că oamenii nu sunt conștienți de pericolul la care se supun atât pe ei înșiși, cât și pe cei din jur. Asta pentru că o parte dintre aceștia scriu date eronate în fișele epidemiologice, mai ales cei care revin acasă cu autocarele. 50 până la 80 de persoane zilnic vin la noi în raion. La noi în Nisporeni persoane aflate în carantină nu avem, însă avem aceste peste 600 de persoane care sosiți din țările europene. 80% din aceste persoane sunt sosite din Italia. Noi recomandăm și cerem de la aceste persoane 14 zile să fie auto-izolați, adică să nu aibă contact cu alte persoane
inclusiv noi recomandăm și cu membrii familiei. Trei persoane din raionul Nisporeni s-au aflat în carantină timp de 14 zile după ce acestea s-au aflat la bord cu prima femeie diagnosticată în data de 7 martie cu infecția COVID-19. Termenul de carantină a fost deja expirat. Între timp, la Nisporeni au fost impuse mai multe măsuri de prevenire a infecției cu coronavirusul de tip nou. Începând cu 16 martie, la magazinele din oraș, farmacii, filiale ale băncilor comerciale și alte instituții, oamenii au făcut cozi la intrare, așteptându-și rândul. Dacă unii dintre ei stăteau liniștiți, alții s-au arătat revoltați de situația creată. Dacă n-ar fi rând, ar fi protejare pentru lume. Omul a venit, a intrat, a primit, s-a rezolvat întrebare și a plecat. Și nu infectează pe nimeni, nu face probleme la nimeni. Dar așa dacă omul stă două ceasuri, trei ceasuri aici în rând, ce fel de protejare asta e? Distanța de un metru, da, dar ce ajută că e aici așa aglomerat? Unde trebuie să stăm? Cum am parte ce? De stradă. Ca să păstrăm distanța unul de la altul. Uitați-vă câtă lume stă aici. Sunt 20 de persoane, câți metri? Nu, unii trebuie 20 de metri, nu? Unul de la altul. Vă trei oameni mai sunt înaintea mea. De cât timp aștepți aici? Da, două ore. Să evit riscul de a se atinge unul de altul, dar cred că acestea sunt mai niște măsuri așa, pentru ochii oamenilor. Oricum, lor dacă le-aș fi de făcut ceva mai serios, nu pot să fac asta, că riscul ca să îmbolnăvească cineva este mare, oricum. Și chiar dacă și eu măsurile astea care le aplică ei acum, sunt așa, numai puțin. Nu sunt destul de aspre. Cu păreri de rău, așa zile am ajuns. Da, trebuie de respectat. Eu cred că da. Pentru că trebuie de făcut asta mai înainte încă. Prea mult timp a trecut ca să intrăm în criza asta. Dumneavoastră, cum vă protejați de coronavirus? Da, eu stau numai acasă. Azi am ieșit că am nevoie de medicamente. Pentru că eu am probleme cu glanda tiroidă și trebuie zilnic să primesc pastile. Și tamane sunt terminate și am venit să mai cumpăr altele. Stat o oră rând și fost cât la două, la patru serviciile comunale. Stat ce până? Există pericolul, clar că există. De unde știm noi care și cum ne înconjoară. Dar așa e. N-avem ce face. Câte o persoană doar intrat? Câte o persoană, da. N-avem protejare altceva. Mai aștenus, nimic noi. Trebuie mai multe deschise. Toate oficiile astea să lucreze, nu tot, numai o. Așa numai un lucrător lucrează înăuntru. Ministrul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Viorica Dumbrăveanu, a făcut un apel la responsabilitate și a îndemnat cetățenii să stea acasă pentru a preveni răspândirea infecției cu coronavirus de tip nou, în contextul înregistrării cazurilor locale de infectare pe teritoriul țării. Este o măsură de precauție eficientă la care am făcut apel în ultimele zile. Stați acasă! Este o măsură care a avut un impact pozitiv în combaterea infecției COVID-19 în China. Este o măsură care sunt sigură că va avea impactul corespunzător și în Republica Moldova în momentul în care ne vom responsabiliza cu toții. Solicit tuturor să se abțină de la contacte cu apropiații și terțele persoane. În mod special vreau să menționez necesitatea respectării regimului de izolare din partea persoanelor vârstnice, din partea persoanelor care suferă de boli cardiace, probleme respiratorii și inclusiv persoanele care sunt diabetice. Aceste persoane fac parte din acel grup de risc care necesită regimul de autoizolare. În prezent, în Republica Moldova sunt înregistrate 29 de cazuri de COVID-19. 15 moldoveni au revenit infectați din Italia, Franța, Marea Britanie, Elveția, iar alte 14 cazuri sunt de transmisie locală, Chișinău, Hâncești și Soroca. Începând cu 16 martie, persoanele cu simptome ale acestei infecții vor fi internate în Spitalul Clinic al Ministerului Sănătății, unde au fost pregătite 250 de locuri. Pentru a preveni răspândirea infecției COVID-19 a fost sistat transportul internațional de pasageri pe toate căile aeriene și terestre.
Socialiștii și democrații au făcut coaliție. Acordul de alianță dintre PSRM și PDM a fost semnat la 16 martie în incinta Parlamentului de către președinta PSRM, Zinaida Greceanăi, și liderul PDM, Pavel Filip. Astfel, Partidul Democrat din Moldova s-a ales cu 5 ministere. Cristina Lesnic a fost investită în funcția de viceprim-ministru pentru reintegrare. Alexandru Pânzar în funcția de ministru al apărării. Igor Șarov, funcția de ministru al educației, culturii și cercetării. Oleg Țulea în funcția de ministru de externe și integrării europene. Iar Sergiu Răilean în funcția de ministru al economiei și infrastructurii. La nicio ură de la desemnare, proaspeții miniștri au depus jurământul. Jur, să-mi dăruiesc toată puterea și priceperea propășirii Republicii Moldova, să respect Constituția și legile țării, să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale omului, suveranitatea, independența, unitatea și integritatea teritorială a Republicii Moldova. Șeful statului a anunțat că noua alianță PDM-PSRM se va numi Coaliția PSDM, Platforma Social-Democrată pentru Moldova. După mai bine de 4 luni, în sfârșit, avem o majoritate parlamentară stabilă în Republica Moldova. Astăzi a fost formată Coaliția PSDM, Platforma Social-Democrată pentru Moldova. 4 luni în urmă, noi ne-am asumat responsabilitatea pentru un guvern minoritar. Începând cu ziua de astăzi, avem un guvern profesionist, tehnocrat, dar care are susținerea solidă de 58 de deputați în Parlamentul Republicii Moldova. Astăzi, Guvernul Republicii Moldova are susținere politică de plină în Parlamentul Republicii Moldova, este creată coaliția majoritară. Cu toate acestea, guvernul instalat la 14 noiembrie 2019 continuă să fie un guvern tehnocrat, profesionist, axat exclusiv pe soluționarea problemelor cetățenilor, pe oferirea unui răspuns eficient provocărilor noi și noi care apar în fața noastră. Această criză cu care se confruntă deja întreaga lume, în special Europa, pandemia de coronavirus de tip nou, COVID-19, este o provocare pentru toată lumea, bineînțeles este și pentru noi. Trebuie să o tratăm cu toată seriozitatea. Fiecare dintre dumneavoastră răspundeți de domenii cheie. Pentru a preveni răspândirea coronavirusului în țară, Moldova își închide spațiul aerian. Astfel, începând cu 16 martie, au fost sistate toate cursele aeriene regulate cu Italia, Spania și Franța, iar după miezul nopții vor fi anulate zborurile cu Austria, Belgia, Cehia, Cipru, Germania, Irlanda, Marea Britanie, Polonia, Portugalia și România. Decizia a fost luată la ședința Comisiei Naționale Extraordinare pentru Sănătate Publică. Am sistat transportul aerian totalmente, deci ultimele rute din partea estică care mai erau deschise. Deci ultimele rute din Europa au venit aseară, din partea estică și din restul lumii vor fi din noaptea de astăzi și astea sistate. Sistat transportul internațional de pasageri feroviar și va fi sistat sau interzise, sau posibilitatea de intrare în țară cetățenilor străini prin frontierele terestre, cu excepția diplomaților, cu excepția persoanelor care însoțesc mărfurile și cu excepția celor care au viză de reședință în Republica Moldova. Deci, sunt acțiuni foarte, foarte radicale, fără precedent, cel puțin în istoria independenței Republicii Moldova, dar riscul este, și pericolul este foarte, foarte mare.
Un incendiu a izbucnit în data de 15 martie într-un apartament din Ceadăr Lunga. O femeie și copilul ei au fost transportați la spital. Potrivit gagauzi.info.md, flăcările au cuprins un apartament situat la etajul 3 al unui bloc de locuit. Toți locatarii au fost evacuați de către polițiști, iar pompierii au reușit să stingă focul fără a afecta alte locuințe. Cauza producerii incendiului urmează să fie stabilită de specialiști. Coronavirus de tip nou a ajuns și la Soroca. O persoană din acest raion a fost testată pozitiv cu această infecție. Datele au fost confirmate de către reprezentanții Centrului de Sănătate Publică Soroca. Astfel, la 15 martie, în municipiul Soroca a fost sistată complet activitatea transportului public, iar ulterior va fi luată o decizie privind activitatea transportului în următoarele zile. În acest context, Primăria Municipiului Soroca a publicat astăzi mai multe dispoziții cu privire la măsurile de prevenire și diminuare a răspândirii virusului COVID-19 pe teritoriul Municipiului Soroca. Odată cu stabilirea gradului de alertă cod roșu la nivel raional, dispoziția primarului mai prevede sistarea activităților piețelor și spațiilor de comerț, cu excepția piețelor agricole, în perioada 16 martie-1 aprilie, dar totodată și desfășurarea activităților culturale, sistarea activităților centrelor sportive, sălilor de sport, dar și altor centre, precum și informarea cetățenilor și agenților economici privind salubrizarea și dezinfectarea spațiilor comune. Medicii atenționează populația să fie mai responsabilă atât față de propria sănătate, cât și de sănătatea celor din jur. O tânără de 24 de ani a ajuns la spital după ce a fost tamponată de o mașină. Accidentul s-a produs în data de 14 martie în orașul Tiraspol. Presa de peste Nistru scrie că automobilul era condus de o tânără de 25 de ani. Aceasta ar fi declarat că victima a ieșit brusc pe șosea în afara trecerii pentru pietoni, iar șoferița nu a reușit să frâneze. Iar în data de 15 martie, un alt accident s-a produs în stânga Nistrului. Un șofer de 37 de ani, ce se afla în stare de ebrietate, a încercat să ocolească o mașină care staționa, dar a pierdut controlul volanului și a dat cu mașina într-un copac. În mașină se aflau soția și copilul conducătorului auto. În urma impactului, numai șoferul a avut nevoie de îngrijiri medicale. Ambele cazuri se investighează. Doamnelor și domnilor, atât pentru această oră, știrile noastre le puteți urmări și pe site-ul albasat.md, pe canalul nostru de YouTube, dar și pe pagina noastră de Facebook. Numai bine!